Astăzi o să discutăm despre echipament, pentru că este lucrul care îi motivează sau inspiră cel mai mult pe unii dintre noi. Chiar îmi aduc aminte, lăsând ironia la o parte, că prezentam o compoziție aparte în cadrul unei conferințe a fotografilor de nuntă, cred că a fost la Târgu Mureș în acel an, și după ce m-am strofocat să explic viziunea ce a stat la baza alcătuirii compoziției acelui cadru, prima întrebare venită din sală a fost: ce aparat, ce diafragmă și ce tip de expunere ai folosit? Adică ne interesează mai mult o metodă de succes, o rețetă de succes, o aparatură care poate să aducă zâmbetul pe buzele noastre și ale clienților, decât să ne dezvoltăm profesional, vizual, fotografic, cum s-ar zice. Că de asta suntem aici. Servus de la Cluj! Eu sunt Rareș Ion, fotograf profesionist, fotograf cunoscut datorită fotografiilor de nuntă mai ales, și pentru că, iată, începe un nou sezon și începe destul de repede, cam peste 6 săptămâni, cel puțin pentru mine, iar pentru fotografii comerciali care nu au zăbavă, adică nu au concedii, nu au sezoane, ci fotografiază tot timpul, s-ar putea să fie un material interesant. Și repet, ca să ai parte de succes, trebuie să te inspiri din ceea ce folosesc eu, din sistemul pe care mi l-am alcătuit după atâția ani de fotografie, nu neapărat să-ți cumperi aceleași aparate sau obiective sau accesorii crezând că asta este rețeta succesului. Nu. Am muncit destul de mult. Pe bune. Nu am să vorbesc astăzi despre rucsacii pe care îi folosesc, mai e unul sau chiar doi rucsaci, mai am în dulap, pentru că deja am făcut-o și puteți găsi pe canalul meu review-uri ale rucsacilor pe care îi folosesc atunci când fotografiez, fie că e vorba de nuntă, fie că e vorba de fotografie, de branding sau de conținut. Am să încep cu câteva lucruri pe care le am atașate la rucsac, unul dintre ele fiind un trepied. Este vorba, dacă nu știți sau nu ați mai văzut, de trepiedul de călătorie de aluminiu, pentru că mie mi-este frică de lucrurile de carbon să nu le deteriorez sau nu cumva să vină fulgerul când folosesc eu acel trepied, ca și la pescuit, am mai spus asta și altă dată. Trepiedul de la Peak Design, suplu, ușor și foarte rapid de montat, o altă discuție pentru altă dată, dar este ideal pentru călătorii și pentru atunci când, ca și mine, îl folosești destul de rar, un trepied de nădejdie. Tot în lateralul rucsacului am o butelcă de apă, să-i spun așa. Dacă sunteți interesați de firma producătoare, aceasta este Hydro Flask. Oricum veți găsi pentru aproape tot ce prezint eu azi link-uri în descriere. Este la fel, suplă, nu ocupă mult spațiu, are 620 de ml capacitate, ține băutura rece sau caldă, asta este foarte important pentru aproape 20 de ore și are aproape dimensiunile unui obiectiv. Ce voi mai folosi anul acesta, și e vorba de fotografie de conținut sau branding, dar poate și la fotografia de nuntă pentru flat lace, adică pentru a prezenta anumite accesorii, o bucată de piele. Se pare că este buffalo leather, so this is very big for me, dar nu ocupă foarte mult spațiu. E o piele cu o textură interesantă, o poți folosi atât pe o parte cât și pe cealaltă. Ocupă destul de puțin loc în rucsac și cred că o să mai vedeți în acest an la mine. Și iată comparația cu sticla, deci clar încape aproape în orice buzunar de rucsac. Pentru editare, atât on the go cât și acasă, folosesc același MacBook de 15 inch, produs în 2019, but full specs, adică cu specificații maxime, pentru că așa am putut să-l iau atunci, nu se face de rușine nici în 2023, așa că mai e mult până când o să cumpăr un M2 sau poate un M3. Ca să curăț mai ușor cam tot ce folosesc, inclusiv tastatura laptopului, folosesc un rocket blower de la Jotos. Din păcate nu îl mai găsesc, dacă mai găsiți pe undeva dați-mi și mie un semn, pentru că aș mai lua încă două bucăți să am, pentru că nu mă pot abține să cumpăr așa ceva. Mai ales că în timpul unui eveniment, invitații mai vin și mă roagă să-i răcoresc. Minunat! Și știți că am făcut un episod dedicat curățării aparatelor și obiectivelor, ba chiar și a rucsacilor pe care îi folosim, așa că puteți să vă inspirați mai mult de acolo, dar folosesc un lens pen făcut de PGI Tech, care are o pensulă într-o parte și lens penul propriu zis în cealaltă parte. Mă ajută să curăț foarte rapid și ușor
obiectivele, în principiu. Eu nu folosesc de ceva vreme flash-uri, deși am câteva flash-uri în trusa mea, despre care am să vorbesc și altă dată, pentru că lumea spune că, în general, fotografii care nu folosesc blitz-uri, adică flash-uri, nu știu să le folosească. Vă arăt eu vouă, promit, într-o bună zi. Am folosit mulți ani de zile, trecând de la 6 flash-uri la 2 sau chiar la 1, on camera sau off camera, dar e o discuție pentru ziua în care va fi să fie. Da, eu folosesc 2 lanterne, sunt 2 lanterne tactice, militare, foarte practice, sunt mici, temperatura de culoare este cea potrivită pentru realizarea de fotografii sau chiar filmări. În anumite situații, una poate fi folosită ca și backlight și una ca și keylight sau hairlight. Da, una este cu acumulatorul original, iar cealaltă este pe baterii, ceea ce o face mai slabă ca și putere față de cea originală, dar acumulatorul s-a deteriorat și n-am mai putut să găsesc în timp util altul. Am rămas pe baterii, pe acumulator practic reîncărcabil, care pot fi folosiți și pentru altceva. De exemplu, blitzurile mele merg cu 2 astfel de baterii sau 2 astfel de acumulatori subțiri, așa cum ați văzut. Ca recomandare, dacă folosiți și voi o lanternă, decât să se declanșeze din greșeală de pe butonul de declanșare, mai bine o păsați în rucsac ușor de șurubată, astfel încât bateriile sau acumulatorii vor ține atât cât trebuie să țină. La această lanternă, cred că acumulatorul pe putere maximă ține jur de 40 de minute la 400 de lux. Știți că asta se măsoară cam la 1 metru de la sursă la subiect, acolo este lumina cea mai puternică, dar este ideală și am făcut portrete pe întuneric cu ea, chiar portrete de grup. Obiectivul pe care îl folosesc exclusiv atunci când fotografiez un concert, unde este absolut indispensabil, dar eu îl folosesc și la fotografia de stradă, pentru că apropierea față de subiect îl face pe acesta să aibă anumite reacții, nu cele naturale, firești, pe care eu le urmăresc atunci când fotografiez. 70-200 de la Sony este prima variantă, la f2.8 nu simt nevoia de altceva, îl folosesc extrem de rar, dar este foarte bun pentru că are foarte puține distorsiuni și o compresie excelentă pentru orice, portret, mașină și, cum spuneam, concert. La 70 de mm poți vizualiza toată scena într-un teatru mărișor, iar la 200 poți să faci portrete actorului care susține un monolog, cum ar fi: Ștefane, măria ta, tu la putna nu mai sta, lasă grija sfinților pe seama părinților. Da? Știți? Poate vă aduceți aminte din liceu. Un filtru de polarizare foarte bun atunci când folosești obiectivele în aer liber, dar parcă mai discutat și despre asta. Aparate, colorate. Și în 2023, alegerea mea este Sony A7 III, un aparat care nu mă dezamăgește, suficient de bun ca și focus, fișierele produse grozave și pentru fotografia de branding sau de content, ISO foarte bun, însoțit de un 35mm la f1.4, focală pe care o folosesc mai mereu atunci când fotografiez în interioare, că e vorba de apartamente, biserici sau chiar sedii de companii, până la grupuri atunci când fotografiez evenimente sau chiar portrete, dar obiectivul de 35mm devine pentru mine cel mai important atunci când fotografiez compoziții, concentrându-mă poate mai mult asupra spațiului negativ pentru a scoate în evidență, evident, subiectele. Al doilea aparat pe care eu îl folosesc, tot Sony A7 III, care are exact aceleași setări ca și celălalt aparat, foarte important ca o paranteză, atunci când folosiți ca și mine 2 sau 3 aparate, să-l sincronizați din punct de vedere al datei și al timpului, pentru a vă fi mai ușor la postprocesare. Obiectivul de 50mm la f1.4, un obiectiv absolut grozav pentru că nu are distorsionări majore, are o cromatică excepțională, fiind preferatul meu atunci când fac portrete, fotografiez mașini, ba chiar și la concerte și în fotografia de stradă, când mă ajută ținut în modul portret, chiar și atunci când fotografiez clădiri. Pentru fotografia de produs sau flat lay design, fotografie culinară este excepțional, ținut în poziția și la distanța la care trebuie. Vom mai vorbi și despre asta. Probabil că în timpul unei nunți îl folosesc aproape majoritar. La F1.4 fotografiez, cred, 90% dintre cadre. Sistemul.
nu este o brățară făcută de cine știe ce amerindieni, ci este un CAF, așa se numește, o brățară care se transformă în sistem de prindere, este făcută de cei de la Peak Design, colegii noștri, nu-i așa, și se atașează de anchor, de acest disc. Și cam așa este poziția lui, dar îmi este foarte facil să îl folosesc în acest fel, pentru că eu trag cu două aparate, plăcuța de prindere Peak Design este atașată pe fundul aparatului, ce ciudat sună pe fundul, pe dosul aparatului, sună mai bine parcă. Iar când vreau să schimb celălalt aparat, pur și simplu îl decuplez, îl iau pe al doilea și foarte rapid l-am atașat. Și acum sunt pe 35 de mm. Cu capacul pus, atunci când nu este folosit, se prinde cu ajutorul unui magnet și alcătuiește această interesantă brățară. Foarte interesant sistemul acesta magnetic, prezent aproape la toate produsele Peak Design. Peak Design, rucsacul meu preferat. Ca sistem de prindere, eu renunțând la acel strap dublu pe care l-am folosit cu succes atâția ani de zile, care totuși a pus oarecare presiune pe coloana mea, am trecut complet la sistemul Peak Design. Acesta este Peak Design Capture, varianta 3 pe negru, deja cu evidente semne de uzură, pentru că, na, sunt fotograf și îl folosesc. Acesta se prinde foarte ușor la curea, astfel încât atunci când fotografiez cu două aparate să-ți fie foarte ușor să le manevrezi. Și apropo de curea, eu folosesc o curea militară de la 5-11, care este rigidă, destul de lată, și care are și un sistem de prindere care mă ajută chiar și atunci când folosesc obiectivul de 70-200 să nu-mi tragă pantalonii jos. Știți ce știu dacă ați folosit un astfel de sistem. Are și o prindere cu velcro, astfel încât... A few moments later. Astfel încât cureaua să rămână prinsă fără să alunece. Și prinderea se face foarte simplu. Se trece pad-ul de la Peak Design peste curea, se prinde și se rotește acest șurub și celălalt, ca să fim siguri, se strânge cu simț, iar așa se atașează aparatul. Se apasă pe un buton care are și rol de blocare și se scoate aparatul și se fotografiază, evident, doar nu se stă cu el în mână să te laude lumea. Al doilea sistem pad și capture de la Peak Design, pentru că folosesc două aparate. Înainte de a trece la elemente de travel care mi-alcătuiesc sistemul și la câteva accesorii inedite care nu m-au însoțit anii precedenți, am să vă arăt și microfonul mic Sennheiser MKE200, dacă bine mi-aduc aminte, pe care îl port cu mine atunci când fotografiez o nuntă sau un alt eveniment și am impresia că s-ar putea să fac un mini-interviu sau să surprind câteva cadre care să mă ajute la realizarea filmulețelor pe YouTube pe care le vedeți și voi. Mulțumim fain că vă abonați și că distribuiți ceea ce este interesant și pentru alții. Acest microfon, evident că vine și cu un dead cat. Soția mea, când vede acest sistem de protecție al microfonului împotriva vântului, se sperie. Dar este normal că e o pufoșenie mică, neagră, cu aspect de șoboșoare. Așa, o calitate foarte bună a sunetului, personal am switch-uit, ca să folosesc un termen la modă, din sistemul Rode, pe care l-am folosit câțiva ani, la sistemul Sennheiser, dar și la DJI, microfoanele mele preferate. Evident că folosesc baterii de rezervă, de obicei pentru un weekend iau câte două baterii suplimentare pentru aparatele Sony A7 III pe care le folosesc. Folosesc doar baterii originale, am mai spus-o și cu alte ocazii. Acestea au o rată de utilizare mai lungă, o capacitate de înmagazinare a energiei reală, astfel încât cu 3 acumulatori pentru fiecare aparat, dacă nu filmez foarte mult, s-ar putea să mă țină 2 zile full de eveniment. Cea mai slim și mai rezistentă cutie de carduri pe care eu am găsit-o este aceasta de la Small Rig. Folosesc, așa cum vedeți, puține carduri de rezervă, pentru că am câte două carduri în fiecare aparat, fotografiez în sistem RIDE, adică se salvează pe cele două carduri concomitent același cadru și din experiență capacitatea de 128 sau 256 cum am câte unul în aparat îmi ajunge pentru două, chiar trei evenimente, fără probleme. În prezent folosesc doar carduri SanDisk,
aveți link în descriere pentru ceea ce folosesc eu. E important să vă cumpărați carduri rapide sau să folosiți carduri rapide, nu neapărat pentru viteza de salvare când trageți în rafală, pentru că na, se descurcă și acestea la 170 de mega pe secundă sau cele la 200 care sunt mai actuale, să zic așa. Însă atunci când copiați de pe card pe calculator sau pe harddiscul extern, viteza lor de transfer contează mai mult, adică vă poate salva câteva ore de somn. Am să vorbesc despre ce mai folosesc în buzunare sau în rucsacul meu foto. Păi hai să vedem. După 5 ani de zile de folosință iPhone 8, am trecut și eu la iPhone 14. Este un telefon mai rapid, are niște aplicații pe care le pot folosi atunci când am nevoie, una dintre ele fiind o aplicație care mă ajută să măsor expunerea și care arată cam așa. Această aplicație mi este de folos atunci când fotografiez și cu aparatul pe film. Detalii în momentele următoare. Pentru acest iPhone folosesc o baterie de la Apple, e vorba de MagSafe, o baterie magnetică care nu încarcă foarte rapid sau nu are o capacitate foarte mare, însă un plus de putere de peste 60% este acordat telefonului meu de fiecare dată când o folosesc. Important este că ocupă spațiu puțin, încape în buzunar și că are un management performant de întreținere a bateriei aparatului pe care îl folosesc, iPhone-ului, iPhone 14. Are același port de încărcare, deci pentru mine asta este bridge. Apple Tag, învelit în această frumoasă carcasă minimalistă și neagră de la Nomad. Foarte bun pentru localizarea rucsacului atunci când, de exemplu, ești la hotel și ai coborât la micul dejun și vrei să verifici dacă rucsacul tău mai este în cameră. Unii dintre noi știu ce zic. Într-o altă frumoasă carcasă minimalistă neagră de piele sunt și căștile pe care le folosesc chiar și atunci când editez, dar mai ales când merg cu avionul, Apple AirPods Pro varianta 1, pentru că deocamdată n-am găsit necesar să trec la varianta 2. Ce mai port prin buzunar și am descoperit un lucru după mulți ani de folosire, eu port la mine doar cheia de la mașină, tagul de intrare în blocul în care locuiesc, cheia de la apartament și această cataramă, tot de la 5-11, o cataramă care asigură exact această poziție în buzunar, astfel încât atunci când te apleci sau ești în poziție șezând, să nu te deranjeze cheile în buzunar. Încercați și voi. O agățați la gaica pantalonului și vedeți care este senzația versus băgate cheile direct așa în jeb și stat peste ele. Jeb, adică buzunar. Așa se zice pe aici prin Ardeal, jeb. Mai am la mine în rucsac tot timpul o pereche de ochelari. Eu folosesc ochelari de vedere 0.75 la ambii ochi. Doar când conduc trebuie să folosesc. Pot să conduc și fără, dar îmi obosesc ochii și la 40-50 de metri în față nu deslușesc foarte bine numărul mașinii. Au un clips magnetic polarizant, astfel încât să pot să-i folosesc și pe soare puternic, dar și atunci când merg la pescuit, la fly fishing. Apropo, voi pescuiți? La ce pescuiți voi? Și când ați fost ultima dată la pescuit? Că eu nu mă pot lăuda cu asta, îmi fac permis. Mai se întâmplă și de astea. Nu o să vă vină să credeți, dar astea se pun pe invers, așa de jos în sus, nu de sus în jos. Deci am cu mine acești ochelari pentru că s-a întâmplat în câteva situații să trebuiască să conduc o mașină care nu era proprietatea mea și să fie totuși lucrurile mai simple și mai sigur pentru noi toți cei din mașină. Și pentru că nu, îs de la Cluj, o să vă spun și de ce am scăpat de acest portofel minimalist, dar mare, în care încape buletinul ăla, știți voi, buletinul ăla petit vechi. De ce spun buletin petit vechi? Pentru că, fiind în și de la Cluj, am acel buletin mic, sub formă de card, nu vi-l arăt foarte mult că, na, GDPR, date personale și așa mai departe, însă am trecut la un portofel făcut de aceiași prieteni de la Peak Design, un material reciclat, sustenabil așadar, minimalist și mic și subțire și ușor, ba mai mult, are un profil magnetic și poate fi folosit ca și stand pentru telefoanele care au MagSafe. Excelent, dacă vrei să faci un vlog, dacă vrei să, mai știu eu ce, să te dai bun că ai iPhone 14. Acest portofel are un sistem foarte simplu, se deschide clapeta magnetică, se trage ușor, încap 4 sau 5 carduri lejer, plus 2 sau 3 bancnote
de uz rapid pentru orice eventualitate și se închide la fel de ușor. Se apasă, se pune clapeta și ai scăpat de orice griji, inclusiv financiare, nu mai trebuie să ai credite, nu mai trebuie să nimic. Am lăsat la sfârșit câteva noutăți în trusa mea foto pentru 2023 și de ce nu și de acum înainte și pot să vă spun că nu mă întorc în timp, dar folosesc de acum un aparat Fujika pe care l-am luat second hand, evident este pe film dacă nu v-ați dat seama, focalizare manuală, ceea ce nu mă încurcă, dar vreau să vă spun că acest aparat are și shutter speed-ul electronic afișat în vizor, ceea ce pentru un aparat care a apărut înaintea erei mele, adică prin 74, este fantastic. E un aparat surprinzător, e metalic, este ca un tank, îmi place foarte mult și l-am asociat cu un strep care acum este prins ca să nu ocupe prea mult loc, cu un cauciuc, un strep de piele făcut aici în Cluj. Dacă doriți să vă luați și voi un astfel de strep sau să vedeți ce strepuri se mai fac la Cluj, lăsați-mi un comentariu și o să vă trimit direct la cel care le face. Eu le consider foarte utile și cureaua se potrivește, cromatica se potrivește și îți dă un sens de apartenență la lumea filmului. Să zic așa. Deja am început să fac fotografii. Dacă vrei să ieși dintr-o pauză de creativitate sau dintr-un burnout sau să încerci ceva ce a consacrat pe cei vechi de la care și noi învățăm, încearcă. Investiția nu este foarte mare, păcat că filmele sunt destul de scumpe, dar promit că o să revin cu imagini și cu un review mai adecvat fotografiei de film. Am și un obiectiv de 35 de mm pentru fotografia pe film, l-am folosit deja, dar cum spuneam, am să revin cu mai multe detalii. Ultimul item sau ultimul accesoriu sau ultimul element adăugat în trusa mea foto, chiar dacă nu fotografiez cu blitz, probabil că începând din acest an, în condiții de întuneric absolut, care mă așteaptă la câteva evenimente în aer liber pe care le voi fotografia în acest an și mă refer aici la anunți, dar și la evenimente comerciale, pentru că am fotografiat o prezentare, iar locația care este foarte interesantă și faină aici la noi în Cluj, noroc avea un proiector uitat probabil de vreun meșter pe acolo și am putut să fac fotografii pentru că altfel ar fi fost jale. Aș fi fotografiat ca la concerte la lumina lanternelor de la telefoane sau de la ceasuri și atunci am hotărât să nu mai fiu surprins de astfel de întâmplări. Achiziția mea se numește Godox ML60. Este o lampă care cu reflector are peste 4000 de lumeni și care funcționează și pe baterii. Le am acolo, sunt în trusă pentru că a venit cu o trusă foarte mișto. O să mai vorbesc și despre asta, dacă vreți lăsați-mi un comentariu. Cam acesta este echipamentul pe care îl folosesc în prezent pentru fotografia de branding, de content și de nuntă și chiar de eveniment corporate din când în când. Sper să vă ajute și pe voi să vă faceți un sistem mai bun, un echipament mai așezat și potrivit pentru ceea ce faceți și voi, să vă inspire și să vă facă curioși să vă întoarceți de fiecare dată pe acest canal. Vă mulțumesc fain încă o dată, simt că munca mi este apreciată și efortul răsplătit atunci când voi vă abonați și lăsați comentarii la aceste filmulețe. Repet, dacă aveți orice fel de întrebare, lăsați-mi un comentariu aici, pentru că le văd mai repede decât cele pe Instagram și ați văzut că vă și răspund. Vă îmbrățișez cu drag de la Cluj!